Să rămână bună ziua, vă mulțumim frumos că și în aceste condiții mai dificile de a comunica nemijlocit fizic, v-ați făcut timp și ați răspuns invitației noastre. Am încercat și sigur ne străduim cu toții să păstrăm și distanța socială și să purtăm mască fiind în interior, ne fiind o glumă ceea ce se întâmplă. Și tot ceea ce avem în jur și în plan mondial și european și național ne arată că într-adevăr trebuie să tratăm cu maximă responsabilitate și cu atitudine pozitivă și responsabilă ceea ce avem ca și provocare a, eram să zic, a anului, dar eu cred că e și a secolului. Avem astăzi bucuria și satisfacția colegială, dacă vreți, să îl avem alături pe domnul ministru secretar de stat Leonard Achiriloaei. Domnia sa, așa cum știți, a deținut funcția de director economic a Spitalului Municipal de Urgență Roman ani de zile, făcând parte din comitetul director. De asemenea, a fost consilier municipal vreo 4 mandate, perioada în care a deținut și funcția de lider a grupului consilierilor liberali din municipiul Roman. A fost desemnat de organizația municipală a PNL Roman pentru a ocupa o funcție în executivul României. Este în momentul de față secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, un minister care prin coma sa a reunit vreo 3 ministere. Se ocupă de segmentul apele române, un domeniu foarte complex și foarte important, din punctul de vedere a specialiștilor fiind cea mai importantă resursă naturală a planetei în observație, gestiune și monitorizare și conservare, de ce nu? Nici nu știu când a trecut timpul și iată suntem la 6 luni de când domnia sa deține această poziție. Este prim vicepreședinte a organizației PNL Roman, este un camarad, un prieten și un coechipier de nădejde, implicat în toate activitățile politice și administrative ale organizației municipale PNL Roman. Este un membru care și-a demonstrat și loialitatea și fidelitatea și capacitatea intelectuală, dar și pe cea morală, drept pentru care eu l-am recomandat, l-am susținut, îl recomand, îl susțin, îl voi recomanda și îl voi susține. Pentru că atunci când caracterul se îmbină cu loialitatea, cu profesionalismul, cu implicarea, cu altruismul și cu responsabilitatea, putem să spunem că avem un om de succes, un om care trebuie, vrea și poate să facă lucruri importante pentru comunitate, pentru regiune, de ce nu pentru țară. Eu am să mă opresc aici. La final, dacă o să vreți să-mi adresați o întrebare, două, am să vă răspund cu drag, dar momentul este a domnului ministru secretar de stat Leonard Achiriloaei, care vă prezintă raportul la 6 luni. Și după prezentarea raportului, primele întrebări aș vrea, pe care vreți să îi le adresați, îi le adresați domniei sale. Ulterior, dacă aveți una, două întrebări pentru mine, vă răspund și eu și închidem sesiunea de astăzi. Vă mulțumesc, domnule secretar de stat. Vă rog să spuneți, să explicați și să prezentați ceea ce ați reușit în această primă jumătate de an în executivul României pe atribuțiile pe care le aveți. Mulțumesc, domnule deputat. Într-adevăr, mă bucur și vă mulțumesc pentru apreciere și cu atât mai mult apreciez acest lucru când, ajungând la București, mi-am dat seama ce înseamnă experiență, ce înseamnă aplicare în ceea ce înseamnă promovarea legislației și vă mulțumesc pe această cale că m-ați sprijinit în cadrul demersurilor legale în Parlamentul României, în cadrul comisiilor de specialitate pentru promovarea actelor normative și a tuturor demersurilor necesare pentru realizarea obiectivelor, în special pe domeniul pe care îl coordonez, dar nu numai. Și totodată
vă mulțumesc pe această cale. Dați-mi voie să vă spun și eu, bine v-am regăsit, mă bucur că ne vedem, nici nu știu exact cum spunea domnul deputat, că n-au trecut aceste 6 luni și consider că trebuie să vin în fața dumneavoastră și să prezint activitatea pe care o desfășor, ceea ce, cu ce mă ocup la nivel guvernamental, pentru ca toți romașcanii, cetățenii județului Neamț și nu numai, să aibă cunoștință despre aceste aspecte. Așa cum v-am spus, sunt în cadrul Ministerului responsabil de domeniul apelor și coordonez mai multe direcții, departamente și activități. Amintesc aici Direcția Managementului Resurselor de Apă, Direcția Managementului Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor, Unitatea de Management al Proiectului Controlului Integrat al Poluării cu Nutrienți, Autoritatea Națională Apele Române, activități legislative, grupuri interministeriale și alte grupuri de lucru. În cadrul coordonării grupurilor de lucru și a comisiilor, vreau să vă amintesc următoarele consilii și grupuri de lucru pe care le coordonez. Sigur, nu le-am atins pe toate cele, că sunt foarte multe, dar aș prezenta aici Consiliul Național al Zonei Costiere, unde am calitatea de președinte și lucrările se țin la Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare Grigorie Antipa din Constanța. Iar din iulie 2020, acest Consiliu își desfășoară și online activitatea, având în vedere proiectul de hotărâre de guvern pe care l-am promovat pentru aprobarea regulamentului de funcționare acestei comisii, unde sunt prezentate și analizate investiții care au loc și se desfășoară în zona costieră a Mării Negre, respectiv proiecte tehnice, planuri urbanistice zonale, planuri urbanistice de detalii. Grupul de lucru cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale abordează mai multe paliere, obiective comune în cadrul proiectului cu Unitatea de Management al Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți, unde împreună cu Administrația Națională Apele Române s-au căutat cât mai multe puncte de vedere comune care pot să ajute fermierii români să se conformeze cu cerințele de mediu, dar cu păstrarea capacității de producție care să asigure necesarul de hrană al țării. A fost vizat aici codul de bune practici agricole, dar și programul de acțiune precum protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. Am dezvoltat în acest grup de lucru și colaborarea cu AMPA, Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură, unde stabilim împreună modul de organizare și de gestionare a lacurilor din țară unde se practică acvacultura. La fel, avem parteneriat și cu altă autoritate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, e vorba de ANIF, cu care dezvoltăm colaborări în zona atragerii de proiecte comune care să vină atât în sprijinul agricultorilor în zona de inundații, cât și în sprijinul populației pentru protecția riscului la inundații. O altă comisie este cea a României cu țările riverane râului fluviului Dunăre. Comitetul interministerial pentru relația cu Republica Moldova, unde toate ministerele au reprezentant la nivel de ministru sau ministru secretar de stat pentru a susține și a viza proiecte și parteneriate din area de responsabilitate a ministerului respectiv. Sunt președintele Comisiei Naționale pentru Siguranța Barajelor și Lucrărilor Hidrotehnice, a Comisiei de Atestare a Instituțiilor Publice sau Private în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor. Grupul de lucru cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, împreună cu Ministerul Fondurilor Europene și cu sprijinul Băncii Mondiale, ca furnizor de asistență tehnică pentru gestionarea stării de infringement de ape uzate și a strategiei de dezvoltare viitoare, ținând cont de situația existentă în acest moment. Așa cum știți, la nivelul țării, toți operatorii regionali de servicii de apă și canal au proiecte care vor fi
susținute și finanțate din proiectul operațional infrastructură mare. În acest moment vreau să vă spun că sunt 20 de proiecte mature care sunt în faza semnării contractelor de finanțare, iar celelalte sunt în fază de analiză. Din păcate, județul Neamț este singurul județ care nu mai are contract de asistență tehnică pe acest program de finanțare. Am ajuns la coada listei, din păcate, și acest lucru ne va afecta pentru o dezvoltare ulterioară și pentru o calitate a serviciilor furnizate către populație în zona de apă, canal, apă uzată și apă potabilă. Am avut diverse activități interministeriale, unde alături de domnul ministru Costel Alexe, ministrul mediului, apelor și pădurilor, am participat la ședintele de lucru cu Ministerul Fondurilor Europene, unde domnul Marcel Bolaș, în special, ne-a susținut pentru programul operațional Infrastructură Mare, POIM 2014-2020, pentru stabilirea strategiilor de urmat, pentru promovarea proiectelor care vor fi finanțate în acest exercițiu financiar prin axa prioritară 5, promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor. În centrul discuțiilor s-au aflat și proiectele care vizează protecția și reabilitarea ecosistemelor naturale, refacerea biodiversității, aceste proiecte în valoare de 15,7 milioane de lei, dar și posibilitatea suplimentării măsurilor incluse în planul de management al riscului la inundații prin cele 17 proiecte care pun accentul în special pe măsuri verzi, prietenoase cu mediul, o cerință sine qua non a Comisiei Europene. Am reluat totodată spre finanțare prin POIM și proiectul Laboratorul Național pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile, ce cuprinde un sistem informatic care va colecta informații, va efectua transmisia de date, pe lângă dotarea și reabilitarea laboratoarelor existente. În acest moment, transmisia de date se face de la administrațiile bazinale către ANAR, Administrația Națională a Apelor Române, dar și către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Acest lucru ducând la premisa dublării personalului de supraveghere și preluare de date. Dorim ca la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor informațiile să poată fi transmise unitar și simultan pe lângă datele ce vin de la ANAR, Administrația Națională a Apelor Române, și cele ale Ministerului Sănătății, care este al treilea partener în acest proiect. Vreau să vă spun că acest proiect este unul de importanță foarte mare, având în vedere raportările care le facem la Comisia Europeană, cât și valoarea proiectului în sine, care este de 37,8 milioane de euro. Chiar dacă Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este ministerul lider a acestui proiect, munca este pe Ministerul Mediului și pe echipa pe care o coordonez, dar valoarea alocată este cea mai mică. Nu din păcate, dar asta e realitatea și vreau să vă spun că Ministerul Sănătății va beneficia de o alocare de 21,7 milioane de euro în acest proiect, iar cei de la Apele Române, prin laboratoarele lor, de 12,6 milioane. Am participat la ședința de lucru cu privire la implementarea proiectului Reducerea eroziunii costiere, faza a doua, care cuprinde două etape, etapa 1 și etapa 2. Un proiect finanțat, la fel, din fonduri europene, prin POIM 2014-2020, axa prioritară 5. Un proiect în valoare de 3,8 miliarde de lei. S-a discutat despre cele 11 sectoare de plajă care vor fi reabilitate și redate turiștilor, respectiv Stăvilare, Edighiol, Perimboia, plajele din Mamaia, Tomis, Casino, Agigea, Eforie, în etapa 1, și plajele Costinești, Olimp, Jupiter, Neptun, Balta, Mangalia, Venus, Aurora, Mangalia, Saturn și 2 Mai, în etapa 2. În urma finalizării acestor lucrări, locuitorii din zona litoralului românesc vor fi protejați de riscul de inundații, iar turiștii se vor bucura de o plajă largă și modernă. De asemenea, proiectul aduce avantaje majore și în domeniul socioeconomic pentru operatorii din zona litorală care vor fi protejați împotriva riscului de eroziune costieră și în acest fel vor putea să-și dezvolte activitatea în bune condiții. Totodată, Administrația Apelor Române va putea beneficia de venituri suplimentare
în urma contractării unor noi suprafețe de plajă care pot fi date în exploatare. În cadrul zonei de guvernamentale, în care am avut ocazia să particip, de câteva ori am fost reprezentantul Ministerului în ședințele de guvern, dar când am reprezentat Ministerul Apelor și Pădurilor, cea mai importantă intervenție atunci când s-a aprobat actul normativ prin care titularii contractelor de închiriere de la Marea Neagră au fost scutiți de la plata sumei datorate cu titlul de chirie, ce reprezintă 30% din contravaloarea contractelor de închiriere pentru anul 2020. Această decizie vine în sprijinul operatorilor economici ce traversează o perioadă dificilă în care activitățile aferente sezonului estival 2020 nu se poate desfășura capacitate optimă datorită, așa cum știți cu toții, a măsurilor de prevenire și răspândire a COVID-19. Astfel, ministerul nostru, în calitate de administrator al plajelor din România, prin ANAR, susține anul acesta turismul pe litoralul românesc, acum mai mult decât oricând, și încurajăm pe toți românii și pe dumneavoastră deopotrivă să vă petreceți concediile pe litoralul românesc sau nu neapărat și în alte locuri frumoase ale țării, pentru că sigur avem de unde alege. O importantă activitate la nivelul Ministerului este cea în zona legislativă, unde am participat în calitate de reprezentant al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la diverse ședințe în cadrul Comisiei de Specialitate, atât în Senat, cât și în Camera Deputaților, pentru susținerea proiectelor în domeniul apelor, dar și pentru a aduce lămuriri suplimentare privind activitățile și prioritățile din acest sector. Aș aminti aici proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 102/2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrației rezervației biosferei Delta Dunării în administrația apelor române, instituții aflate în subordinea și în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Și aici am solect de acea prezentare anterioară, e vorba de zona costieră, care fiind în faza finală de semnare a contractelor de finanțare, a avut nevoie de trecerea acestora în administrația apelor române pentru a putea finaliza și semna contractele de finanțare. Și astfel, în momentul de față, sunt pe ultima sută de metri semnarea acestor contracte. Un alt demers legislativ pe care l-am avut în această perioadă și care a fost cel mai complex și mai lung este cel al modificării și completării legii apelor, legea principală după care ne ghidăm activitatea. Este un proces legislativ care a durat aproape sau chiar mai bine de 3 luni de zile la nivelul celor două camere, în comisii de specialitate pentru analiză și aviz și în comisiile ulterior la final pentru raport. Vreau să vă spun că sunt zeci de pagini de modificări, e vorba de peste 50 de articole modificate și articole noi în cadrul acestei legi. Cred că dacă m-aș referi la câteva lucruri foarte importante, ar fi acea populare a corpurilor de cuicte, fauna corpurilor de apă, doar cu specii indigene în România. M-aș referi la aici la o legislație nouă în domeniul exploatării și monitorizării resurselor minerale. Și aici s-a stabilit foarte clar cadrul în care se vor exploata, se vor gestiona și se vor administra aceste resurse și totodată instituțiile responsabile și modul în care vor fi transportate, monitorizate și urmărirea trasabilităților acestor resurse. Aș aminti aici ordonanța de urgență privind 99/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative. Legea 241/2010 privind propunerea legislativă de realizare unor condiții și modificarea clauzelor contractuale pentru operatori. Aici am intervenit la fel la nivelul operatorilor de plajă, unde s-au reanalizat condițiile de contractare pentru contractele care le-au avut în desfășurare pentru plaje în acest an.
O altă importantă modificare este cea a articolului 9 din legea apelor, care s-a dezbătut la nivel instituțional și interguvernamental, cum vă spuneam, cu Ministerul Agriculturii deopotrivă. E vorba de sprijinirea agricultorilor în perioada de urgență, stării de urgență, și 6 luni după această stare de urgență să acordăm posibilitatea acordării de apă pentru irigații fără plată. Este un demers nou, un demers de urgență și un demers necesar pe care l-am făcut și susținut la nivelul Parlamentului. Hotărârea de Guvern 114/2020 privind aprobarea criteriilor de selectare a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activități umane și care, în care este interzisă realizarea lucrărilor care pot afecta starea ecologică a apelor. Aici a fost o reglementare care necesita conformarea cu directiva cadru apă și în care trebuia să precizăm foarte clar care sunt cursurile de apă și altitudinea de la care nu este voie să se facă nicio intervenție asupra resursei naturale apă. Am să spun totuși și un lucru, iarăși un act, un demers legislativ foarte important care s-a finalizat în această perioadă. Este vorba de preluarea în administrarea, în patrimoniul Guvernului, a Ministerului Apelor și Pădurilor, în administrarea apelor române a insulei Belina. Este acest demers care a început acum mulți ani, prin care a fost luată această insulă și transferată unor administratori privați și știm ce s-a întâmplat după aia. Iată că demersurile noastre au făcut posibil readucerea acestei insule în patrimoniul țării și în administrarea apelor române. La nivelul Ministerului v-am spus că printre unitățile coordonate este și unitatea de management a proiectului controlului integrat al poluării cu nutrienți. Ca și coordonator al acestei unități, alături de echipele de specialiști în domeniul, am reușit să urgentăm procedurile pentru rezolvarea unor probleme stringente, preponderent apărută în mediul rural, prin construirea de platforme comunale dedicate guloiului de grajd, dar și achiziționarea de utilaje necesare exploatării acestor locații, rezolvând mai multe probleme ale crescătorilor de animale, concomitent cu diminuarea efectelor asupra mediului. De menționat este faptul că aceste platforme facilitează pentru crescătorii de animale și încheierea contractelor cu APIA și cu AFIR-ul. Valoarea investițiilor este acoperită de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în proporție de circa 92%, iar restul de 8% fiind acoperită de către Unitatea Administrativă Teritorială beneficiară acestui proiect, reprezentând de cele mai multe ori contravaloarea serviciilor de proiectare. Platformele se vor exploata în continuare de unitățile administrativ-teritoriale, dar vor fi monitorizate de către minister pe toată durata de existență a investiției. Astfel au fost propuse la finanțare și aprobate 87 de proiecte. Printre platformele care au fost finalizate în 2020, vreau să vă spun, sunt 12 platforme deja până în acest moment, 7 sunt în curs de execuție, 14 își așteaptă ordinul de începere a lucrărilor de perfectarea documentațiilor, 16 sunt în procedură de licitație, 11 în procedură de pregătire a documentației pentru licitație, iar 27 sunt în faza de analiză a proiectelor tehnice. Amintesc faptul că și județul Neamț este beneficiarul unei astfel de platforme. E vorba de platforma de la Timișești, o investiție care este în valoare de peste 2 milioane de lei, investiție care va avea termen de finalizare 2021. Am să vă prezint acum câteva activități din cadrul programului operațional Capacitatea Administrativă. Coordonarea activităților generate de implementarea programului operațional Capacitatea Administrativă, POCA, din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, se face prin mai multe proiecte care își doresc să rezolve anumite decalaje și să genereze strategii adecvate. Cele mai importante ar fi îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul protecției mediului marin, conform directivei cadru apă strategie marină,
strategia pentru gospodăria integrată a zonei costiere și crearea unui cadru mai suplu de desfășurare a activității Consiliului Național al Zonei Costiere, managementul și refacerea coridoarelor ecologice acvatice pentru specii de pești migratori din Dunăre, îmbunătățirea capacității autorităților publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene în domeniul apelor. La nivelul Ministerului funcționează un comitet ministerial pentru situații de urgență, dar în această perioadă am participat în calitate de reprezentant al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și în Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, acel bine cunoscut de către toți, CNSSU. Împreună cu Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul ministru Costel Alexe, am participat la întrunire Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență, care a fost convocat în urma avertizărilor meteorologice și hidrologice, urmărind planurile de intervenții în situații de inundații, posibile afectări ale construcțiilor hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă sau poluări marine în zona costieră. Am participat la sediul Ministerului Afacerilor și Internelor, la mai multe ședințe ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență, dar și alături de Ministrul de Interne Marcel Vela și șeful Departamentului de Situații de Urgență, Raed Arafat, reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenției Naționale de Mediu, la întâlnire cu prefecții din toată țara, unde a fost trecută în revistă situația la zi pe fiecare județ cu privire la situația inundațiilor și efectele acestora. S-a prezentat harta meteorologică și hidrologică cu avertizările imediate de cod roșu de precipitații, ce vor genera viituri, scurgeri pe versant și creșterea de debite pe mai multe bazine hidrografice. Echipele apelor române sunt în teren, intervin de fiecare dată cu utilaje în zonele expuse riscurilor la inundații. Specialiștii noștri sunt în dispozitiv 24 de ore din 24 pentru a monitoriza situația hidrologică. Am fost în teritoriu alături de Ministrul Afacerilor Interne, domnul Marcel Vela și Directorul General al Administrației Naționale a Apelor Române, domnul Ervin Molna, pentru coordonarea acțiunilor, stabilirea demersurilor imediate alături de echipele locale deja implicate în operațiunile de intervenție. Știm cu toții acele inundații care au avut loc în această perioadă, în județul Caraș-Severin și nu numai, și pe râul Argeș, inundații care au produs efecte, care au avut efecte devastatoare asupra unor localități și unde am fost prezent alături de cei cu care i-am prezentat mai devreme. Sigur, în activitatea pe care o desfășor, am avut de fiecare dată în atenție și zona investițională și cu precăderea și m-aș referi aici la zona de investiții cu impact în județul Neamț. Și unde de fiecare dată, având în vedere colaborarea bună pe care o am cu directorul general al Apelor Române, am reușit să găsim soluții și să sprijinim urgențele și demersurile care trebuie să făcute pentru a putea atrage cât mai multe investiții în zona Roma, funcție de bugetul disponibil. Și astfel vă pot spune că în acest an s-au demarat lucrările de refacere a digului la râul Siret, la Judeni, Tămășeni. Este o lucrare care are o valoare totală de 23.789.260 de lei, care va pune în siguranță atât localitățile Judeni și Tămășeni, cât și zona cartierului muncitoresc a municipiului Roman. Este un proiect pentru care atât domnul primar al municipiului Roman, cât și domnul primar al comunei Tămășeni, împreună cu mine am reușit să facem aceste demersuri și să le putem, să putem începe această lucrare. În momentul de față au fost făcute, a fost făcută organizare de șantier, au fost achitate taxe la inspecția de stat în construcții, urmând ca în perioada următoare să facă demersuri pentru alocări și începerea lucrărilor în acest obiectiv. Totodată am reluat discuțiile cu privire la obiectivul amenajarea albii râurilor Siret și Moldova la Roma, la Gâdinț, în județul Neamț, din care mai este de executat doar un sector de 975 de metri de dig.
Aici am identificat o mare problemă care trăna de aproape 10 ani. Documentația tehnică ce cuprindea coridorul de expropriere, precum și anexele reprezentând lista imobililor proprietate privată sau proprietate publică, aflate în administrarea Consiliului Local al Comunii Gâdinți sau în Regiei Naționale Rom-Silva, a fost întocmită în anul 2010 și de atunci a fost lăsată de izbeliște într-un sertar. Din acest motiv am solicitat reluarea demersurilor, iar în acest moment nota de fundamentare a fost avizată la nivelul Administrației Naționale a Apelor Române, urmează să fie transmisă spre avizare Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru ca ulterior să se poată promova hotărârea de guvern pentru expropriere și scoaterea din fondul forestier a acestor terenuri și implicit pentru finalizarea acestor lucrări pe care le așteptăm de atâta timp. Tot în zona județului Neamț mai sunt alocări importante pe care le-am putut aduce în anul 2020 și care sunt importante având în vedere că se referă la protecția la inundații, la amenajarea cursurilor de apă și au fost continuate lucrări la mai multe obiective. Reducerea gradului de risc la inundații pe râul Bistrița, sector Borca, Poiana Teiului, o valoare alocată de 2.150.000 de lei. Consolidare Talveg, alie râu Sabasa, comuna Borca, județul Neamț, o valoare alocată de 1.750.000 de lei. Amenajarea râului Bistrița și afluenți pe sectorul Iacobeni, Suceava, Sabasa, Borca, o alocare în valoare de 4.800.000 de lei. Vedeți, a fost abordată cu precădere această zonă pe care avem tot timpul efecte devastatoare ale inundațiilor, acei torenți care vin pe versanți și aduc mari pagube în aceste comuni. Iată că așa consider că trebuie mișcate lucrurile. Uitați că am adus în județul Neamț, sunt aproape 9.150.000 de lei, deci 90 miliarde, aproape 100 de miliarde fonduri alocate în județul Neamț în această perioadă, până în acest moment. Totodată, în urma unor solicitări primite de la în direct sau prin intermediul online de la mai mulți cetățeni cu privire la lucrările de exploatare forestieră care au avut loc în zona Roma, cunoscută zona dealului Mărului, în comuna Păienari, m-am implicat direct și am solicitat o întrevedere în data de 6 martie cu reprezentanții gărzii forestiere din Neamț, ai ocolului Silvic Roman, structură silvică autorizată care are în administrare această suprafață de pădure, pentru a obține informații și referitoare la această lucrare. Au fost analizate toate documentele și ne-am deplasat la fața locului pentru a vedea care este situația reală și dacă aceasta este conformă și ce trebuie făcut în continuare. În urma acestor demersuri, vă pot transmite următoarele aspecte, că au fost respectate prevederile amenajamentelor și amplasarea masei lemnoase. A fost aplicat tratamentul tăierilor progresive de racordare prin recoltarea arboretului bătrân, conform volumului stabilit prevăzut în documente. Executarea tăierii definitive este condiționată de existența semințișului pe minim 70% din suprafața exploatării, lucru care a fost îndeplinit. Exploatarea masei lemnoase a fost adjudecată prin licitație publică de o firmă care a făcut are ca obiect de activitate exploatarea forestieră conform autorizației de exploatare a masei lemnoase și atestatului de exploatare. În acest moment, la momentul respectiv, lucrările de exploatare erau întrerupte din cauza umidității ridicate, din cauza acelei zone mlăștinoase, pentru a se evita această degradare a terenului, lucruri care le-am consemnat și care s-au văzut la fața locului. Lucru semnalat era organizarea și degajarea materialului nemnos din zonele de acces stradale. Vreau să reamintesc tuturor care semnalează anumite transporturi de material lemnos ce pot apărea sau părea suspecte, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a pus la dispoziție aplicația Inspectorul Pădurii, iar această aplicație este sprijinită și de serviciul 112 care o completează.
De aceea, ori de câte ori semnalați sau vedeți o mașină care e încărcată și credeți că ar putea fi suspectă, introduceți numărul acestei mașini în aplicație și vi se va da toate detaliile cu privire la transport, dacă e legal, dacă nu e legal, iar în acel moment aveți buton pe care puteți accesa imediat 112 și raporta această neconformitate. În toată această perioadă au fost desfășurate mai multe activități și în zonele de mediu, în anumite campanii de mediu lansate la nivelul Ministerului, unde am participat împreună cu Ministrul Mediului Costel Alexie și colegii mei secretari de stat din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, în județul Constanța, la Medgidiala, plantarea unui segment de perdea de protecție autostrada Soarelor, o acțiune de plantare care s-a desfășurat în cadrul campaniei naționale O pădure cât o țară. Această campanie este cea mai amplă inițiativă de împădurire care are loc în România în ultimii 20 de ani. Ea a demarat în data de 6 martie sub înaltul patronaj al președintelui României, care a fost prezent și dumnealui la multe astfel de acțiuni în țară. România are nevoie în acest moment de perdele verzi adiacente autostrăzilor și drumurilor naționale pe o lungime de 1700 de kilometri, adică circa 5200 de hectare. În acest context, invit pe toți romașcani românii să se alăture acestui proiect național de împăduriere. Românii plantează o pădure cât o țară. Iar ziua de 21 martie, ziua internațională a pădurii, să devină ziua românilor care plantează. Iată că cu această, să zicem, campanie de mediu, îmi închei și eu prezentarea activității. Nu am neapărat pretenția că această prezentare este cuprinzătoare și chiar a avut în vedere absolut toate aspectele dezvoltate. Pe parcursul timpului am să revin și o să mai discutăm cu privire la și la alte aspecte pe care le-am desfășurat și pe care le voi desfășura. Vă mulțumesc. Întrebări. Dacă aveți dumneavoastră întrebări. Ați atins un subiect foarte sensibil, cel al tăierilor și plantărilor în același timp. Deși plantările sunt mai puțin vizibile, iar tăierile sunt prezentate peste tot. Și se știe că se fac abuzuri și că se taie, se rade de un munte întreg. De asemenea, ați referit la efectele inundațiilor, despre care știm iarăși că sunt în directă relație cu deforestarea. Există. Și mă întreb, dacă îmi permiteți, domnul deputat, și dumneavoastră aveți posibilitatea să răspundeți, există un cadru legislativ care poate fi pus în aplicare pentru stoparea tăierilor ilegale, dar undeva ceva se împiedică? Ce nu funcționează? Am câteva, dacă îmi dați voie să... Dacă ați văzut, acum câteva zile, domnul ministru Costel Alexa a avut o intervenție și a fost supărat pentru faptul că în Parlamentul României, cei de la PSD, ALDE și Pro-România nu au vrut să voteze noile modificări la codul silvic. Aceste modificări care veneau să reglementeze și să gestioneze aceste lucruri care se întâmplă nedorite, aceste tăieri ilegale și responsabilități și totodată sancțiuni pentru aceste tăieri ilegale. Așadar, noi încercăm să facem demersuri, sigur, așa cum a spus domnul ministru, avem toleranță zero la cei care taie ilegal, deci niciodată nu vom susține sau nu vom accepta acest lucru. Din păcate, încercările noastre de a face și modificări legislative care să ne pună la dispoziție pârghii puternice pentru a stopa acest lucru, se lovesc de această majoritate care nu este tocmai favorabilă. În ziua de tot cu plantarea și cu activitățile de plantare, vreau să văd dacă județul Neamț v-ați gândit să aveți o astfel de activitate, o primă întrebare, și aș dori să vă întreb cât de benefic ar fi implicarea Ministerului și a Guvernului în ceea ce înseamnă educația civică, educația populației din cele mai din anii cei mai mici, pentru a putea face o implicare să fie în sensul puterea exemplului o vedem. De fiecare dată când vedem o societate, un ONG, un om politic, o organizație, care fac astfel de plantări.
dar mai mult probabil s-ar putea fi. Mai nevoie ar fi și mai mare în momentul de implicare, poate chiar intrarea în școli cu astfel de... Și nu doar la plantări, cât și la culoare, cât și la orice altceva ce este dăunător pentru mediul înconjurător. Dar prima întrebare este aceasta, când ar fi în județul meu? Sigur, această campanie se desfășoară la nivelul tuturor județelor în coordonarea regiei Rom-Silva. Fiecare județ trebuie să pună la dispoziția Ministerului loturile de teren identificate pentru a se face această campanie de împăduriri, iar în fiecare județ are organizat, începând cu această perioadă de pe 6 martie, etape de împăduriri, fiecare în zone și în parcele pe care și le stabilește. Deci la nivelul întregii țări este acest program demarat. Legat de ce spuneți dumneavoastră de conștientizarea în școli sau în rândul tinerilor, să știți că chiar în unitatea de management al proiectului ce înseamnă combaterea poluării cu nutrienți, avem campanii publicitare care se fac tocmai cu tineri, cu copii, se fac concursuri și campanii de conștientizare, tocmai pentru a-i conștientiza ce înseamnă poluarea apei, faptul de a crește animale și de a nu proteja solul, de a se infiltra anumite substanțe în apa pe care o vom consuma ulterior, iar ei au răspuns pozitiv și au fost alături de noi, chiar sub coordonarea Ministrului Secretar de Stat de la Ministerul Învățământului, care a făcut posibilă această colaborare interministerială de la unitatea de management al proiectului cu cei din școli. Bine, vorbesc doar de sectorul ăsta. Sigur, se poate lansa această provocare atât în școli, prin acele obiecte care pot fi dezvoltate în curicula extrașcolară. Nu? Atunci am să răspund și eu aici. Dacă ați întrebat cu tăierile ilegale, am lăsat să termine domnul secretar de stat. Aș spune că într-adevăr se întâmplă lucruri de acest gen. S-a creat și o furie din partea ONG-urilor și a segmentului din societatea civilă interesat de acest aspect și pe bună dreptate, pentru că acolo unde de obicei se execută tăieri, există și anumite forme de abuz. Iată că și aici a fost semnalată un derapaj, domnul secretar de stat împreună cu șeful gărzii forestiere, cu reprezentanții instituțiilor de neamț a fost prezent. Din fericire nu s-au constatat deficiențe majore. În schimb, s-a putut vedea ulterior în comuna Gădinț tăieri de arbori seculari, fără aprobare. Știu că acolo este un dosar penal, nu vreau să intru în discuții. Deci există astfel de abuzuri și din partea autorităților și din partea unor societăți comerciale și din partea indivizilor ca persoane fizice. Vreau să vă spun că, într-adevăr, durata de creștere a unui arbore este destul de îndelungată, de aceea și noi am urmărit și ca primar și ulterior ca parlamentar zona de tăiere, înlocuire a arborilor să se facă judicios. Trebuie la nivelul orașului să se facă tăieri de corecție, tăieri de curățenie, de igienizare a arborelor, pentru că există un pericol, trăim totuși nu într-o pădure, ci într-un oraș, și ați văzut dezastre în multe orașe, unele pierderi materiale, dar au fost și pierderi de vieți umane. Dar lucrurile trebuie să se facă responsabil. Trebuie întotdeauna să avem o atenție mărită și când tăiem un arbore să luăm în calcul să plantăm alți 2-3 în loc, pentru că arborii cresc greu și pentru că există, nu știu, cred că în matricea umană acest virus al distrugerii. Și putem vedea și la persoane de vârste mai fragede, dar și adulți, care când văd un puietor, rupă-l, ciuntesc-l, au așa o satisfacție
interioară diabolică, aș putea să spun, să distrugă, dar tot ei sunt cei care reclamă atunci când se taie un arbore, care acel arbore poate fi un pericol pentru firele de transport energie electrică, pentru zona de parcare, pentru zona de loc de joacă pentru copii și așa mai departe. Autoritățile trebuie să fie responsabile. A fost nu de mult și presa a sesizat și aș vrea să ating aici un alt subiect pentru că nu fug de subiectele grele. Dacă vă aduceți aminte, o lege susținută de USR de neau pădurilor, pe care noi n-am susținut-o. Și nici nu trebuia să o susținem, pentru că, practic, această lege era doar de imagine. Se înființa o altă instituție a statului, DNA-ul pădurilor, cu vreo... PSD-ul propusese să fie 10-12 procurori la nivelul acestui DNA, până la urmă USR-ul negocia și a obținut vreo 20. Dar vedeți-vă ce înseamnă 20 de procurori la nivelul național. Când noi vorbim de instituții, procuratură, DNA, unde activează sute, mii de procurori. Practic, printr-o această măsură, înființarea unui DNA al pădurilor, restricționează activitatea și competența celorlalte instanțe și procuraturi la acest domeniu, dedice acest domeniu doar unei instituții așa numit DNA al pădurilor, care are un număr redus de lucrători, de angajați, de oameni implicați care pot să gestioneze aceste lucruri. Vorbim la nivelul țării de mii de cazuri de furt, de tăieri ilegale. Gândiți-vă ce înseamnă să vii cu remorca de mii de dosare și să o basculezi în capul la 15 oameni. Pe când, la nivelul fiecărui județ, există procuratura de pe lângă judecătorie, procuratura de pe lângă tribunal, există instituțiile statului, garda forestieră, există garda de mediu, există agenția de protecția mediului, instituții care sunt implicate, care pot acționa, sesiza și opera cât mai repede. În momentul în care toată această activitate o restricționez doar la un număr limitat, dar nu limitat, foarte, foarte, foarte mic la nivel național, practic îngreunez desfășurarea monitorizării, coordonării, sesizării, implicării, acțiunii în acest domeniu. Pentru că au fost speculații aici că PNL-ul n-a dorit să facă acest lucru. Nu, PNL-ul dorește ca această activitate să fie instrumentată de un număr cât mai mare de procurori, la nivelul întregii țări. Nu de o instituție care la nivelul țării are 15 procurori. Noi vorbim aici de sute și mii de procurori. Iar radarul pădurilor, inspectorul pădurilor, toate aceste programe create au făcut ca lucrurile să se miște mai repede în acest sens. Opinia publică care se sesizează și care am văzut că este foarte implicată, ONG-urile de asemenea au grăbit aceste lucruri, încât eu cred că în acest moment, inclusiv decizia pe care noi am luat-o la nivelul Parlamentului, să interzicem pentru 10 ani exploatarea materialului lemnos în spațiu ex-european, este de asemenea o altă măsură. Eu am gândit și am și propus și voi merge mai departe să încercăm să reducem și exportul de material lemnos brut chiar și în Europa și să mergem la nivelul de semifabricate sau chiar produse finite în acest sens, știindu-se că producția de mobilier, în ceea ce înseamnă plusul pe care îl aduce în economie, este unul foarte important. Dacă industria auto și automotive înseamnă undeva 27% implicații economice în bugetul produs de mediul de afaceri, producția de mobilier este undeva în jur de 43%. Vorbim foarte rar despre acest lucru, dar și când vorbim de industria auto și de automotive, realizăm ce plajă importantă avem în desfășurarea forțelor de muncă, atât pe verticală cât și pe orizontală, și așa este. Dar de foarte puține ori vorbim de ceea ce înseamnă activitatea din producerea mobilierului, a mobilei, un lucru foarte important de sesizat și implicația în bugetul național.
De aceea lucrurile trebuie monitorizate, susținute mereu și ne preocupă acest lucru. Revenind la partea de etică, dacă vreți, de decență și salubrizare a mediului, vedem cu toții când apar inundațiile și mai ales după ce se termină munții de gunoaie care rămân pe lacuri, pe marginea, pe malul apelor când se retrag aceste ape, și aici este o atitudine irresponsabilă. Am rămas încă la nivelul dacilor, când duceau mizeria pe malul apelor, pentru că apele veneau, spălau și rămânea curat în urmă, ne gândind că acum avem o poluare majoră cu tot felul de produse care se neutralizează sau se distrug în sute de ani, iar această poluare reprezintă un flagel foarte grav pentru omenire. Mai ales că avem nevoie de un aer curat, de un sol curat, și iată că suntem azi în acest subiect, de resursa cea mai importantă de mediu considerată în acest moment la nivel mondial, apa. Cam acest lucru eu vreau să-i mulțumesc că domnului secretar de stat a făcut o prezentare, aș putea să spun eu, exhaustivă, mai complexă decât am crezut. A atins, cred că, toate subiectele cele mai importante pentru comunitatea noastră, ceea ce se întâmplă în Roman, în Neamț și în jurul regiunii noastre, și mă bucur că a făcut aceste prezentări, pentru că am avut demersuri împreună pentru a relaxa acțiunile și a le dinamiza, și mulțumesc pe această cale. Cred că lucrurile sunt într-o dinamică bună, sperăm să rămână în această dinamică bună și chiar să fie accelerată pentru a vedea cât mai repede lucruri cât mai concrete. La Roman, așadar, avem oameni implicați, avem oameni dedicați, Partidul Național Liberal încearcă să promoveze valori, oameni rasați din punct de vedere intelectual și moral. Și eu cred că față de alte partide aici am venit cu expertiză, nu cu fripturism. Am venit într-adevăr cu oameni care se pricep și care se dedică, și nu cu oameni care caută sinecuri sau oportunități date de politic. Drept pentru care organizația PNL Roman construiește, merge mai departe și își propune să fie unită, solidară, având în centru proiecte importante pentru comunitate, pentru regiune, pentru județ, pentru Moldova. Bucuria mea este că din proiectele care au fost introduse în Reclădim România de către Guvernul României și Președintele României, trei din proiectele propuse de mine pentru Moldova se regăsesc în această carte a guvernării pentru 2021-2027. Autostrada Unirii, Ungheni, Iași, Târgu Neamț, Ditrău, Târgu Mureș, canalul Siret-Bărăgan, un subiect pe care l-am discutat cu domnul secretar de stat de multe ori și am reușit să facem un prim pas luând acest obiectiv de la Ministerul Dezvoltării și ducându-l unde erau oportunități mai reduse de finanțare cu fonduri europene, și l-am dus la Ministerul Agriculturii, acolo unde există resursă financiară de la Comisia Europeană, pentru că acest canal este strategic și atinge trei subiecte importante: asigură apa pentru grânarul României, pentru Bărăgan, prin curgere gravitațională, nu cum se întâmplă acum din Dunăre, prin trei repompări, încât costurile sunt foarte, foarte mari. Aici am avea o aprovizionare a Bărăganului prin curgere liberă. În al doilea rând ar fi sub apa pentru perioada de calamități, inundații, când apar pe Bistrița, pe Moldova, pe Siret, asigurând așadar o detenționare a albiilor firești, a râurilor amintite. Și al treilea lucru, de ce nu un transport ușor pe barje pentru materiale în zona Moldovei către zona de sud. Și al treilea obiectiv, unde au și început să se întâmple lucruri, Spitalul Regional de la Iași, primul contract de finanțare semnat de Guvernul României, Comisia Europeană, din cele trei spitale. Știți că PSD-ul a promis 8 spitale regionale, din 8, nu numai că n-am făcut niciunul, dar nici n-a început vreo unul, nici n-a semnat un contract de finanțare. Guvernul României a semnat 3 contracte de finanțare pentru Spitalul Regional de la Iași, de la Cluj și de la Craiova, dar primul pentru care s-a semnat, și acolo cred că am fost un factor determinant și eu, este Spitalul Regional de la Iași, care are și cea mai mare sumă alocată din cele trei spitale, un spital după modelul AKH din Viena, un spital de care Moldova are nevoie, un spital peste 1400 de paturi cu dotări
de ultimă generație și care va reprezenta în capitala Moldovei un mijloc important pentru asigurarea sănătății moldovenilor. Cele trei proiecte au fost prinse în Reclădim România, în acest program amplu pentru perioada 2021-2027, cu demarări importante. V-am spus ce s-a întâmplat pentru canalul Sirevă-Răgan deja. L-am dus într-un loc de unde se poate obține finanțare, v-am spus la Spitalul Regional deja să se dea contractul de finanțare cu Comisia Europeană, vă spun de Autostrada Unirii, unde cele două studii de fezabilitate pe două sectoare au fost deja date în actualizare și recorelare și al treilea, cel din mijloc, cel mai greu, a fost atribuit, se află în momentul de față în lucru și sperăm ca începutul anului viitor să ne găsească cu întreg traseul de la Ungheni până la Târgu Mureș determinat, punctat și în detaliu cunoscut, pentru că lumea în general vorbea de Autostrada Unirii, știam cam ce zone va lega, dar nu știam exact milimetru cu milimetru pe unde va trece. În acest moment vom ști exact pe unde va trece, vom cunoaște indicatorii tehnico-economici, de ce sumă în mod real e nevoie. Mai mult decât atât, am luat acest obiectiv de la Comisia de Statistică și Prognoză și l-am dus acolo unde era locul lui să fie realizat, la Ministerul Transporturilor, pentru că el se afla la o Comisie de Strategie, Statistică și Prognoză, care nu are în atribut construirea de infrastructură. Deci era undeva plasat ca să poată să stea liniștit, l-a dospit și l-a murit. L-am dus undeva unde dinamica îl poate duce în realizare, lucru care se și întâmplă în momentul de față. Eu cred că guvernul PNL, guvernul Orban, președintele Klaus Iohannis au determinarea să împingă lucrurile mai departe, iar perioada 2021-2027 va reprezenta una din cele mai importante perioade în dezvoltarea României. Reclădim România cu responsabilitate, cu altruism, cu implicare și cu grijă față de oameni. În momentul de față, grija guvernului este spre aducerea țării în normalitate din punct de vedere a sănătății. Sănătatea cetățenilor este pe primul loc, iar imediat următoarea linie în desfășurarea activității guvernului este relansarea economică a României. Lucrurile se fac simultan, implicat și dedicat. Ați văzut cât guvernul a fost lăsat în pace să-și facă treburile, a gestionat foarte bine. După ce adversarii politici au constatat că lucrurile merg bine în România și că ei pierd puncte și nu cresc în sondaje, au încercat să creeze tot felul de tertipuri, să zădărnicească tot felul de acțiuni ale guvernului, doar vor putea critica activitatea guvernului, mergând până la a îngreuna și zădărnici și prelungi adoptarea legii carantinării și izolării în Parlamentul României, pentru că dacă în Camera Deputaților în 24 de ore lucrurile au mers bine și s-au venit cu amendamente și cu corecturi pe marginea legii, în Senat s-au tergiversat lucrurile două săptămâni, moment în care au ieșit peste 1000 de oameni din internări care n-au mai răspuns autorităților, știind că nu le se poate întâmpla nimic. Lucrurile în momentul de față sunt sub control, guvernul se implică, guvernul acționează. Iar din respect pentru cei 85-90% din români care respectă regulile de protecție, care respectă indicațiile date de specialiști, guvernul trebuie să ia măsurile care se impun pentru cei care nu respectă. Că știți cum se spune, la un car de oale e suficient o bâtă să le distrugă. Drept pentru care nu-i putem lăsa pe cei 10% care sunt irresponsabili. Pot fi responsabili cu viața lor, dar nu pot fi responsabili cu viața semenilor lor. Ori din atitudine solidară, din responsabilitate și altruism, suntem implicați, susținem guvernul și încercăm să aducem normalitatea în România din punct de vedere al sănătății și relansarea economică. Vă mulțumesc frumos, vă urez o zi bună tuturor, să ne revedem cu bine, sănătoși, voioși, implicați, dedicați, puternici și altruiști. Doamne ajută!